Francisc dovedește încă o dată că se gândește înainte de orice la cei săraci. Anul trecut, suveranul pontif a primit în dar două minunate motociclete Harley Davidson cu ocazia aniversării a 110 ani a legendarei mărci. Nu se știe dacă a apucat să le și încalice până acum, dar el le va vinde una dintre motociclete la licitație în beneficiul unei organizații umanitare catolice. Papa speră să obțină astfel peste 14.000 de euro și pentru ca prețul să fie cât mai bun, și-a lăsat și autograful pe rezervor.